Frați și surori, în această seară, în această dupămasă, mă bucur că Dumnezeu a ales să lucreze cu noi. Mă bucur că în această seară Dumnezeu nu ne-a lăsat și ne-a întărit. Când am ajuns aici, de la oboseală, am umplut două șervețele cu sânge. Atâta sânge mi-a curs pe nas și am zis, Dan, uite-te cât de obosit sunt. Și când am venit aici, când am văzut prezența lui Dumnezeu și am văzut o biserică vie, o biserică care îl caută pe Dumnezeu, o biserică în care Dumnezeu se implică într-un mod deosebit și într-o biserică în care și în această seară Dumnezeu vrea să lucreze într-un mod deosebit, că Dumnezeu să ridice oameni, că Dumnezeu să ridice vieți, că Dumnezeu să ridice poveri, că Dumnezeu să dea destin, că Dumnezeu să se îndure de cei tineri, de cei în vârstă, de cei cu vârstă mijlocie, ca Dumnezeu să ne ridice pe fiecare și zic ca Dumnezeu să-și facă în această zi voită lucrarea. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot ceea ce ne-a dat. Vă mulțumesc de asemenea și pentru invitația care ne-ați făcut-o, pentru timpul care îl petrecem împreună. Mă numesc Prara Beam Cadmial, am vârsta de 20 de ani, fac parte din într-o biserică din satul Secaș, comuna Gura Honț, județul Arad. Sunt al cincilea băiat într-o familie de 7 copii. Tatăl meu este pastor în biserica din Secaș și m-a însărcinat să aduc salutul bisericii și zic ca Domnul Iisus să vă binecuvinteze. Am avut în viața mea multe lucruri în care am simțit că viața mea a târnat doar un fier de ață. De 3 ori m-am trezit cu foc în cameră, toată camera era în flăcări, ardea. Odată era un scaun, odată a căzut un lemn dintr-o teracotă în cameră și a luat tot foc acolo. Într-o zi a luat deasupra mea candelabru foc. La vârsta de 18 ani am vrut să termin cu viața, am zis că nu mai are rost viața pentru mine. Am zis, la ce se merită să trăiesc 70-80 de ani, apoi să mor și nu știu cum se va termina viața mea, mai bine termin acum. N-aveam niciun motiv, o familie binecuvântată de Dumnezeu în care am crescut, o familie de oameni care l-au căutat pe Dumnezeu cu sinceritate și nu-mi găseam rostul pe acest pământ. Diavolul a însămânțat în mine să termin cu viața. Undeva pe la 14 ani am căzut în pescărie, nu știam să not, 13-14 ani. Am căzut în pescărie, eram pe o saltea, a venit un tânăr care nici el nu știa să not, eram la mijlocul pescăriei, s-a prins de salteaua mea și m-a întors invers. Salteaua era tot timpul deasupra mea și eu am vrut să ies și nu puteam să ies. Și până la urmă a sărit un frate de-a meu și ne-a scos pe amândoi de acolo și Dumnezeu din nou m-a salvat. Și acum, cum priviți înspre mine, înspre viața mea, spre mâna care îmi lipsește. A văzut că am un membru lipsă, diavolul din nou a vrut să-mi ia viața. Sunt student anul 2 la Facultatea de Agricultură din Timișoara și într-o zi în care însămânțam, adică pregăteam terenul pentru a fi însămânțat, în timp ce făceam ceea ce și studiam, lucram pe tractor și pregăteam terenul, mi-a venit un gând la nivelul minții și am zis, vreau ca anul acesta, pentru anul 2018, deviza mea este să-mi cumpăr o culegătoare de porumb. M-am dus la tati și am spus, deviza mea a fost de acord cu mine, a aprobat ceea ce eu îmi doream, am început să strâng bani, n-am reușit, s-a apropiat toamna, n-am reușit să strâng banii necesari. M-am dus la tati și am spus, tati, n-am banii necesari. Și s-a uitat tati înspre mine și a zis, nu-i nimic, las că se rezolvă, vorbesc cu niște verișori de-a tăi și se rezolvă. Am primit banii necesari pentru această culegătoare, am cumpărat această culegătoare. Este proiectată pentru zona de deal, se montează pe tractor, în față este header-ul, în partea dreaptă sunt niște rampe de urcare a porumbului și în spate este bunkerul. Am cules vreo 3 săptămâni cu ea și într-o seară eram pe un deal,
am cules acolo, apoi am coborât, am venit în sat și trebuia să merg de cealaltă parte a satului, să străbat satul. Și mi-a venit un gând, chiar când am intrat în sat, mi-a venit un gând să merg acasă să-mi iau telefonul, fiindcă mi l-am lăsat la încărcat. Am oprit tractorul, am tras pe dreapta și am fugit acasă după telefon. Am luat telefonul, m-am suit în tractor și am plecat mai departe. N-am înaintat 40 de metri într-o holdă de porumb și în timp ce culegeam, mi-a venit un gând, era seara, în jurul orei 9 seara, mi-a venit un gând să mă dau jos din tractor. M-am dat jos din tractor, m-am dus în lungul terenului, am venit înapoi și când am venit înapoi, între valțurile culegătorii, valțurile sunt niște cilindri de vreo 40-50 de centimetri cu triunghiuri sudate pe ele, la mine sunt de fier, la alții sunt de cauciuc, dar cu triunghiuri sudate pe ele care intră unul în altul. După ce sunt strânși tulei, ele preiau tulei și bagă înspre tocător. Când am venit înspre tractor, veneam înspre tractor, am văzut acel tuleu și am zis că lovesc. Din trecere mă urc în tractor și în continuă activitate. Nu aveam un scop ca să mă dau jos din tractor. M-am dat doar așa, am zis, poate și obosit. Am venit, m-am așezat în fața tractorului, am dat în tuleu și când am dat în el, am avut tendința să-mi iau mâna înapoi, dar mâna mi-a rămas lipită de el și în fața ochilor mei a intrat între acele valțuri care se roteau. În acele momente m-am ancorat și am început să trag de viza, mi-era ori îmi smul mâna și se duce acolo și rămân cu cealaltă parte a trupului, ori îmi scot mâna de acolo. N-am reușit să fac niciuna, nici alta, ba mai mult mi-a venit și un gând la nivelul minții și mi-a spus, în sfârșit l-am prins. Au fost mai multe tentative, dar atunci mi-a spus, în sfârșit l-am prins. Am strigat după ajutor și am strigat odată, ajutor, când am strigat, nu era nimeni, eram singur. Am început să plâng și am zis, aici s-a terminat cu viața mea și am zis, Doamne, pe mami și pe tati să-i întărești când mă vor ridica de aici, când vor primi vestea. Să-i întărești, Doamne, pe ei, să-i întărești frații când vor primi vestea, Doamne. Când vor auzi ceea ce s-a întâmplat, știam tocătorul să-i învârtea sub, știam ca să fiu prins. Și viața mea s-a terminat acolo și am zis, termin această rugăciune și îmi dau drumul, că n-are rost să mă lupt, să întorc, nu puteam să scot mâna. Și când îmi ziceam eu astea lucruri în mintea mea, termin această rugăciune, am zis, Doamne, când voi părăsi acest trup, să-mi primești sufletul. Și când am zis lucrul acesta, mi-a venit un gând din partea lui Dumnezeu în felul următor. Strigă la mine după ajutor și am strigat odată, Doamne ajută-mă, valțurile s-au oprit, priza tractorului s-a oprit, îmi scos mâna, geaca plină de carne și totul a pornit înapoi ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. M-am dus, am oprit tractorul, am luat telefonul, de asta trebuia să am telefonul la mine, am luat telefonul din geacă, am sunat pe mami și am spus, mami vină de urgență, mi-am prins mâna la culegătoare și acum ies de pe teren, sunt bine, n-am nimic. Mami a strigat pe tati și au venit rapid. Am sunat la 112. Cu cei de la dispecerat am avut de dus o luptă de convingere. Nici cum nu puteau să mă creadă și ziceau, băiatule, dacă vrei să ne prostești, nu ești colit. Ce n-ai cum să vorbești așa calm? Tu nu știi, sau nu știi ceea ce înseamnă să te lovești acolo, să-ți prinzi mâna. Am dus o luptă de convingere. Până la urmă mi-a făcut legătura cu cei de la Gura Honț. Mi-au trimis salvare, am ieșit de pe teren, m-am așezat sub un stâlp cu picioarele în șanț, am întins mâna peste genunchi din 24 de oase cât are palma, 27 de oase cât are mâna, doar două mai mi-au fost intacte, restul toate au fost zburate afară sau trase la grosimea foii de hârtie. Pe podul pălmii nu mai aveam piele aproape deloc. N-am pierdut niciun strop de sânge, doar un strop de sânge am avut pe papuci când s-a zdrobit mâna. Atât. În rest totul a fost intact, n-am pierdut nimic. Și din cauza șocului și frica care m-a apucat. Dar nu spun lucrurile acestea în termenul acesta, ce zic că a fost harul lui Dumnezeu. Că își puteam să rămân acolo, să leșim între acele valsuri, să sfârșească cu viața mea, dar Dumnezeu a luptat într-un mod deosebit, cum a luptat și pentru dumneavoastră, și pentru copiii dumneavoastră, și pentru soțul și soția dumneavoastră.
a venit ai mei și mă așteptam, cum tati este pastor, să vină să așeze lângă mine, să mă încurajeze. Tati, când m-a văzut, i s-a frânt inima, s-a umplut ochii de lacrimi și a luat-o pe terenul care era în spatele meu, de unde am venit eu înspre tractor. Și striga, o, băiatul meu, băiatul meu, dar de câte ori ți-am spus să nu-ți bagi mâna? Doamne, dacă ai avut această încercare pentru noi, de ce, pentru familia noastră, de ce nu m-ai trecut pe mine? De ce n-ai trecut pe Otilia? Doamne, de ce ai ales pe Abi, pe fiul nostru? Și cumva stătea la sfat cu Dumnezeu, mami a oprit mașina, a venit, s-a pus în spatele meu, am început să plângem împreună, ne rugam. A venit salvarea și în timp ce venea salvarea m-am întors cu fața înspre mami și am zis, mami, chiar dacă voi muri, chiar dacă până la Arad nu mai ajung, să nu plângeți după mine că eu o săptămână, 4 zile m-a pregătit Dumnezeu înainte, nu conta că e praf, nu conta că e cald, că e frig, nu conta nimic pentru mine, cântam și mă rugam înaintea lui Dumnezeu și nu știam de ce fac lucrurile acestea. Dumnezeu m-a pregătit într-un mod deosebit și mami a început să plângă, n-am mai putut rosti niciun cuvânt. M-a urcat în salvare, mi s-au făcut rapid toate demersurile și am pornit la nici 2 km. M-au cuprins durerile, aveam așa dureri încât carnea pe mână și pe corp mi se stria. Am albit tot am albit, lacrimile îmbrăzdau obrajii, nu voiam să plâng. Lacrimile îmbrăzdau obrajii, m-au sunat mai mulți frași, mi-au spus, Abi, ne rugăm pentru tine, m-au zis ceea ce s-a întâmplat. Apoi am închis telefonul și am zis, nu mai vreau să mă sune nimeni. La nici 40 de kilometri distanță s-a coborât Domnul la mine în salvare. Și a făcut un moment de părtășie între mine și El. A început din nou să mijlocească pentru mine, prin mine. Am primit o cântare care o știți și dumneavoastră și această cântare sună în felul următor. Iisuse al meu, prieten scump, din zorii tinereții, cu tine eu călătoresc până la sfârșitul vieții. Din zori de zi când mă trezesc, merit mă plec sub cruce, că în lumea aceasta nu găsesc un scut mai bun și dulce. Am cântat toată această cântare în lacrimi. Am început să mă rog și am zis, Doamne, ce va fi de acum încolo? Demersurile, tot ceea ce mi se va face, încredințez în mâna ta. Am ajuns la Rad și am primit prima veste și mi s-a spus, băiatul, aici pentru tine nu se poate interveni și dacă rămâi aici, doar pentru amputare. Și asta dimineață mi-au spus cu greu lucrurile, se uitau spre mine și eu zâmbeam. După 2 săptămâni am fost la Radu nou și am început să depun această mărturie și eu zis, după ce am spus mărturie, a venit un tânăr în față, a spus că este asistent pe salvare și când a venit la locul de muncă și în timp ce era acolo, zice, nu știam ce e forfot, dar ce s-a întâmplat aici? Zice, când am intrat acolo, mi-au spus, a venit un băiat, zice, mâna lui, dacă ai fi văzut-o, cum arăta și ce durere avea băiatul acela și cum era de murdar. Și au început ei să descrie situația mea și au spus, dacă ai fi văzut zâmbetul de la el de pe buze, dacă ai fi văzut cum au zis, eu știu că Dumnezeu îmi va da mâna înapoi. Și spuneau, toată noaptea n-am dormit. Am plecat de la Arad la Timișoara, un frate de-a meu a făcut legătura cu un medic de la Casa Austria. Am ajuns la Casa Austria în Timișoara, am intrat în camera de operație. A venit un domn medic înalt, frumos la chip, s-a așezat în fața mea cu mâinile la spate și a rostit următoarele cuvinte, băiatule, cum ți-ai scos mâna? Și în acele momente am zis, îi spun omului acestuia cum mi-a scos mâna sau să spun pur și simplu, am tras, mi-a scos mâna. Și așa am ajuns aici și am zis, Doamne, dacă mi-ai salvat viața, dacă te-ai îndurat de mine, de familia mea și, Doamne, dacă mi-ai mai îngăduit să-mi văd părinții și familia, de astăzi am să te mărturisesc pe tine. Am spus aceste lucruri, s-a uitat înspre mine și a spus, doar așa îți puteai scoate mâna. Păi m-a întrebat care mi-era numele, care mi-este numele, am spus numele.
Mi-a explicat situația în care eram, mi-a spus în dreptul tău se poate interveni, nu știm, poate vei rămâne fără un deget, fără o parte din mână, dar noi suntem aici în spitalul acesta puși pentru a recupera, noi nu vrem să tăiem direct. Și mi-a dat o speranță de viață. A ieșit afară la ei mei, în timp ce eu am fost dus să fiu curățat și să fiu pregătit pentru operație, a discutat cu ei. Apoi le-a spus, puteți să mergeți să vă odihniți, operația durează 12-13 ore, veniți mâine și stați cu băiatul de vorbă, îl încurajați și vesta lângă el. Ei mei au plecat, eu am intrat în operație în jurul orei 1:30, în jurul orei 2:30 sună telefonul mamii. Și răsună în felul următor, sunt medicul care îl operez pe Abiam. Vă rog să veniți de urgență, fiindcă băiatului trebuie să-i amputăm mâna din umăr și ne trebuie acordul dumneavoastră. A venit mami rapid la spital și în acele momente a zis, dar cum să-i tăiați mâna lui Abi? Care va fi reacția lui? În timp ce veneam spre spital, l-a sunat pe tati, chiar atunci s-a pus în pat. Asta spun pentru întărirea tinerilor care poate sunt răzvrătiți sau care zic nou că nu există șansă pentru mine. Când a auzit tati că trebuie să-mi amputeze mâna din umăr, zice, m-am așezat pe spate și cum eram așa, era Nati cu Evelyn, frații mei, lângă el, s-au întors direct pe burtă jos și a început să plângă și a spus, Doamne, 22 de ani te-am slujit ca și pastor în această biserică. Acum am nevoie, Doamne, să intervii pentru fiul meu care este în spital. Doamne, te rog să-i redai mâna înapoi. Și a început el să mijlocească pentru ființa mea. A intrat domnul medic în operație după ce mami și-a dat acordul și la 7 cm de la încheiatură s-a găsit viață undeva pe aici. S-a găsit viață și aici s-a amputat mâna. M-am trezit în jurul orei 7, în stânga mea era mami, în partea dreaptă mea era un frate de-al meu, m-am întors cu fața înspre mami și am zis, mami, mai am mână. S-a uitat înspre mine și a zis, rapid s-a șters la ochi, plângea și a zis, Abi, operația de curs într-un mod deosebit, Abi, și medicii au rămas uimiți, am întrebat-o de 4 ore, a 4-a oară am ridicat mâinile, le-am pus una pe lângă alta. Aveam vată băgată distanța ca să fie cât asta la altă mână și în timpul acela am întrebat-o pe mami și a 4-a oară mi-a spus, Abi, nu mai e mână. Am început să plâng și am zis, Doamne, 19 ani de viață am fost învățat să lucrez pe mâinile mele, lucram de dimineața și până seara. Lucram până mă epuizam și apoi veneam, mă puneam în cameră, în pat și mă culcam și de dimineață iar începeam, mă culcam, mă trezeam în jurul orei 6 dimineața și mă culcam în jurul orei 2-3 noaptea și iar începeam activitatea. Vreau să mă întrețin în facultate și n-am dispus de o situație așa bună materială și am zis, nu vreau să lucrez în altă parte, vreau să fac agricultura și aici să profesez. Și am zis, vreau să mă întrețin singur în facultate. Am zis, Doamne, de acum o să întoarcă capul după mine pe stradă și o să se uită la mine, am să am un handicap. Doamne, de acum, cum am să-mi câștig pâine? Acum, Doamne, am să trăiesc în continuare. Am fost obișnuit cu amândouă mâinile. Ce se va întâmpla cu viața mea, viitorul meu? Trebuie să mă căsătoresc, am să am o familie. Cum voi munci, Doamne? Mă gândeam la lucrurile acestea, apoi am adormit plângând în jurul orei 10 m-am trezit, dar cu zâmbetul pe buze, Dumnezeu s-a coborât într-un mod deosebit. În viața mea, asta cu mine de vorbă, a venit domnul medic, a intrat pe ușa salonului și spunea el, m-am așteptat să găsesc un băiat, când a declarat, i s-a luat un interviu, m-am așteptat să găsesc un băiat trist. Un băiat care se alinează în rândul celorlalți pacienți, să am 2 săptămâni, 3, o lună, 2 luni în care să mă gândesc la cazul acela și să zic, oh, sărmanul de alu rămas fără mână, n-am putut eu să recuperez mâna lui și să se alineze în rândul celorlalți, dar zice, când am intrat, am găsit un băiat cu zâmbetul pe buze. Vreau să vă spun că dacă
A găsit un băiat cu zâmbetul pe buze, este că și Dumnezeu m-a cercetat într-un mod deosebit, fiindcă Dumnezeu m-a transformat într-un mod deosebit, fiindcă am un Dumnezeu viu care este și Dumnezeul dumneavoastră, acest Dumnezeu care ne scapă din toate lucrurile și nu ne lasă să trăim în depresie, nu ne lasă să murim triști. Spune de Iacov că Iacov, după ce a terminat de dat legi și porunci copiilor săi, și-a tras picioarele în pat și a dormit. Asta da moarte, asta da patriar. Dumnezeu pe noi nu ne lasă niciodată, asta este doar impresia noastră. Dumnezeu lucrează în ființele noastre într-un mod deosebit. Apoi a venit, mi-a explicat și mi-a spus: Abi, nu s-a terminat totul pentru tine. Abi, pentru tine există șansa de a fi pus o mână biomecanică și cu această mână să ai aceleași, să poți să faci aceleași lucruri, să ai o viață normală, nici nu-i diferență, culoarea pielii exact. Am ascultat, am primit ceea ce îmi spunea, dar nu mă puteam concentra la acea mână, ziceam, nu vreau mâna aceasta în mintea mea, n-am zis către dânsul. Apoi a venit domnul decan de la facultate, a stat cu mine de vorbă, tati, m-a încurajat. A ajuns seara și seara când m-am pus în pat, am zis, Doamne, de la 12 ani am ținut această scriptură în mână, am fost prima oară pus cu emoții ca să dau primul îndemn. Și până astăzi, Doamne, am răsfăit-o și am dat îndemnuri și mi-am făcut schițe de predici și am zis, cum Tu, Doamne, ai despărțit Marea Roșie, cum femeia cu scurgere de sânge s-a atins de Tine, eu vă spun exact ceea ce m-a rugat atunci în seara aceea, cum ai înviat pe Lazar. Doamne, Tu care m-ai țesut în pântecele mamei mele, Tu, Doamne, care m-ai rânduit să cresc în această familie, eu cred, Doamne, că și Tu poți să-mi dai mâna mea înapoi. Eu cred, Doamne, că Tu poți să faci o minune aici, în acest spital, și tot să vadă ce Dumnezeu viu am eu, cu ce Dumnezeu mă laud. Și în acele momente am adormit, am făcut această rugăciune vineri seara, sâmbătă dimineața, sâmbătă seara, și apoi mă sună fratele meu și îmi spune, Abi, vrem să venim cu tati și să stăm cu toți în părtășie, toată familia, să fim strânși acolo, să ne rugăm și tati să-ți facă ungerea cu un de lemn, dacă încep, și am spus, dar cum să nu? Au venit, am început să ne rugăm, am povestit, am început să ne rugăm și la rugăciune, când și-a pus tati, văd cum crește mâna, am zis, acum este momentul în care Dumnezeu să facă minune. Și când m-am uitat înspre mână, mâna nu crește. Am închis ochii și am zis, Doamne, ajută-ne credinței mele, Doamne, întărește, fă această minune. S-a terminat rugăciunea, mâna mea n-a crescut, m-am uitat înspre ea, trist, mi-a ridicat capul zâmbind înspre ei mei, i-am lăsat să plece cu zâmbetul pe buze, că este totul bine, dar m-am dus în cameră, m-am pus trist în pat și am zis, Doamne, de ce nu vrei să faci această minune în viața mea? De ce nu vrei, Doamne, să-mi dai mâna mea înapoi? Eu cred, Doamne, că și Tu poți să lucrezi în viața mea, fiindcă Te-am experimentat de atâtea ori. Și în acele momente am adormit în jurul orei 10, în jurul orei 3, 3 jumate dimineața, luni dimineața m-am trezit. Vreau să fiu foarte atenție, am avut o rapire în duhul. Și să făceam felul următor. În fața mea erau două mâini. O mână de carne în partea stângă și o mână biomecanică în partea dreaptă. Totul era alb. Din spatele meu o voce începe să vorbească și rostește următoarele cuvinte. Cu privire la mâna din partea stângă, mâna de carne care o cer din partea mea, la nivelul de credință care l-ai, îți pot da mâna aceasta înapoi. Dar când te vei duce înapoi în patul tău, vei începe aceleași activități, vei începe aceeași viață. Am început să văd acele momente în care intram în sufragerie, înainte de a mă duce pe hol în cameră, a zis, nu cumva să iasă mami cu tate și să mă vadă. Mă duceam în sufragerie, însuflam nasul că aveam sânge pe nas, atât lucram, atât eram de obosit, încât îmi curgea sânge pe nas când intram seara în casă, noaptea. Am văzut exact aceeași viață și am zis, și vocea a zis, privește-mi spre mâna din partea dreaptă, mâna biomecanică, privește dincolo de ea, am privit înspre ea, am privit dincolo de ea și erau o mulțime de oameni care strigau,
cu adevărat există Dumnezeu, cu adevărat Dumnezeu are putere. Și în acele momente mi-a spus, dacă alegi mâna aceasta, acești oameni mă vor recunoaște pe mine, că eu cu adevărat exist, că eu cu adevărat am putere. Simțeam că este un moment de alegere. M-am uitat înspre o mână, înspre alta, eu eram la mijloc. Și am zis, Doamne, aleg să se facă voia Ta, aleg mâna biomecanică. Am ales această mână. Am simțit că Duhul mi-a intrat într-un, m-a ridicat în fund, am început să rostesc rugăciune și am zis, Doamne, dacă ai ales să stai cu mine de vorbă, să-mi descoperi planul Tău cu privire la mine, la viața mea, îți mulțumesc și te rog și în continuare să-mi ajuți să duc planul acesta al Tău la îndeplinire și acești oameni să se întoarcă, să-mi binecuvintez trăirea. M-am rugat în acele momente și vă spun că am ieșit în 5 zile din spital, n-am avut nicio durere și nici în ziua de astăzi n-am nicio durere. Nu știu dacă se schimbă vremea sau nu, nu am problema aceasta. Dumnezeu a intervenit în viața mea într-un mod deosebit. Mâna biomecanică care trebuie să-mi fie pusă a costat și banii s-au strâns pentru ea 90.000 de euro. Eu am luat colegătoarea pe datorie. Dumnezeu a intervenit în viața mea într-un mod deosebit. La cineva când depuneam această mărturie pentru prima dată, a spus, da, că e prea mult, e peste putere, a inventat. Și cineva l-a contrazis și a spus, ai răbdare, că dacă e de la Dumnezeu se împlinește. Trebuia să fie un 6 luni pentru primul consult la mână. Acum, după 4 luni, 5 luni, aștept în curând să-mi fie pusă mâna, piesele scomandate, am și făcut primul test. Dumnezeu a lucrat într-un mod deosebit, m-a binecuvântat Dumnezeu cu mașină, m-a binecuvântat Dumnezeu într-un mod deosebit, mi-a dat o bucurie, o pace în inimă extraordinară. De ce? Fiindcă am ales să fac voia lui Dumnezeu. Astăzi vă invit și vă chem să alegeți să faceți voia lui Dumnezeu. Să alegeți să vă puneți viața deoparte pentru Dumnezeu. Spunea tati când am venit acasă, m-a luat deoparte și m-a dus prin grădină și mi-a spus, Abi, hai te rog cu mine să înțelegi, dacă poți, ceea ce înseamnă pentru un tată lucrul acesta. M-am dus prin grădină, era o haină căzută jos. A luat acea haină și a zis, acum am venit și am pus. A luat acea haină, ridicat-o. Și a zis, când am venit prin grădină, am zis, aceasta este haina fiului meu. Și am început să mă supăr, vedeam un fier de iarbă pe ea, vedeam pământ, am început să o scutur și ziceam, nu, să cadă tot de pe ea, că e haina fiului meu. Apoi m-am dus în atelier unde ai făcut curat și am văzut cum arăta atelierul, ziceam, aici a lucrat Abi, aici a fost activitatea lui. Și m-am sprijinit de o menghine și am început să plâng și în acele momente Dumnezeu m-a luat deoparte cumva, Duhul ființa mea și mi-a spus, aceleași lucruri le-am simțit și eu când fiul meu striga, Eli, Eli, lama sabachthani, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Frați și surori, vreau să vă spun că dacă în această zi suntem aici și dacă în această zi ne bucurăm, este că și Domnul Iisus a murit pentru noi și într-o zi de pe dealul din Golgota s-a strigat, Eli, Eli, lama sabachthani, și Dumnezeu privea spre haina fiului său cum se trăgea la sorți, înspre suliță, înspre cei care îl batjocoreau. De ce? Fiindcă era fiul său. Vreau astăzi, frați și surori, să venim înaintea lui Dumnezeu și să-i mulțumim pentru harul care îl avem. Dacă astăzi ai un copil care nu te ascultă, dacă ai un diagnostic care l-ai primit și nu știi ce să faci cu el, adu-l la Dumnezeu și copilul și diagnosticul și soția și soțul și viitorul tău. Căci Dumnezeu le poate binecuvânta, căci este un Dumnezeu viu, căci este un Dumnezeu atotputernic, aș vrea să ne ridicăm în picioare. Și în acest gând să venim înaintea lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să lucreze. De ce? Fiindcă e Dumnezeu. De ce? Fiindcă o mai făcut-o și poate să facă și în familia noastră. Ne rugăm.